Peste 1400 de hectare de vegetație uscată arse și 150 de misiuni. Acesta este bilanțul unei singure luni în ceea ce privește arderile de miriști. Pompierii atrag atenția că astfel de fapte sunt tot mai dese. Cu toate acestea, puțini făptași sunt prinși. Activitățile de ardere a miriștii, vegetației uscate și resturilor vegetale pot fi executate numai după obținerea în prealabil a permisului de lucru cu foc. Emiterea acestuia se face prin grija primarului, de către șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate sau persoana împuternicită în acest sens. În luna iulie acestui an, pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea 153 de incendii zbucnite la vegetație uscată, care au afectat o suprafață de peste 1400 de hectare. Dintre acestea, 32 s-au propagat la depozite de furaje, culturi de cereale, pădure litieră și anexe gospodărești, producând pagube materiale. Inspectorii de prevenire au aplicat 4 amenzi contravenționale în cuantum de 15.000 de lei. Rugăm cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să înțeleagă că arderea miriștilor, a vegetației uscate și resturilor vegetale este interzisă, fiind un pericol major pentru viața acestora. Iar în condițiile actuale, perioade de caniculă și secetă prelungită, manifestarea incendiilor poate fi extrem de violentă, afectând gospodării, rețele electrice, păduri și animale. Este interzisă arderea vegetației uscate și resturilor vegetale pe timp de vânt. Pentru ca arderea să poată fi controlată, vegetația uscată și resturile vegetale se colectează în grămezi, în jurul cărora se curăță vegetația pe o suprafață de aproximativ 5 metri. Arderea vegetației uscate și resturilor vegetale se face numai pe timp de zi, activitatea fiind permanent supravegheată până la terminare. Arderea se efectuează numai în zone care să nu permită propagarea focului la gospodăriile populației, plantațiilor agricole, fondului forestier, rețelelor electrice, de comunicare și conductelor de gaze naturale. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu focul și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis, în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, se sancționează cu o amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.